Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lilla și azi vom discuta despre poligoane regulate și anume mozaicare. Resursa pe care o prezint este la disciplina matematică, clasa 7. Competența specifică pe care o vom aborda azi este modelarea matematică a unor situații practice în care intervin poligoanele regulate. Dacă ne uităm la aceste podele, observăm că tesellarea a fost folosită pentru a acoperi podelele și pereții palatelor și templelor din diferite culturi și religii. Aici aveți trei exemple de astfel de podele și această mozaicare se mai poate denumi și tesellare. Deci, de fapt, tesellarea înseamnă o acoperire a planului. De exemplu, se poate face cu triunghiuri, pătrate, romburi, hexagoane sau orice alte figuri care, alăturate, să acopere tot planul fără suprapuneri și fără goluri. Etimologia cuvântului tesellare este din limba latină. Tesellarea, după cum vedeți pe aceste imagini, a fost prezentă și în urmă cu 6.000 de ani. Piese mici de ceramică sau de lut s-au folosit pentru a decora zidurile clădirilor, pentru a crea elemente decorative. Tesera înseamnă, de fapt, un cub mic de piatră. Și câteva cuvinte despre istorie. După cum am zis, deja de 6.000 de ani se foloseau aceste piese de ceramică pentru a decora zidurile clădirilor. În 1619, Kepler a realizat un studiu al mozaicării. El a scris despre tesellarea regulată sau și semiregulată. Vă propun să ne uităm la un filmuleț și să vedem cum putem să creăm o floare cu această tehnică. Lateral aveți și niște întrebări. O să vă rog să vă uitați cu foarte mare atenție la filmuleț și să încercați să răspundeți la întrebările pe care le vedeți lateral. După cum vedeți, s-a pornit cu o figură geometrică centrală. În jurul acestei figuri s-au construit 6 alte figuri geometrice pe care voi o să le recunoașteți. Pe urmă s-a umplut spațiul, golul cu alte 6 figuri și continuăm construcția în același ritm. Se pot obține imagini foarte frumoase cu tehnica tesellării. Și după cum ați văzut, putem avea tesellare regulată, despre care a vorbit și Kepler în lucrarea sa. Și tesellarea regulată, dacă vă uitați, deja vă puteți da seama ce înseamnă. Înseamnă că acoperim planul cu un singur tip de poligon regulat. După cum vedeți și în aceste imagini, ori avem triunghiuri, ori avem pătrate, ori avem hexagoane regulate. Și dacă ne uităm pe oricare din aceste imagini și ne fixăm un punct oriunde în plan, atunci fiecare punct al planului este ori în interiorul unui poligon, de exemplu aici, sau pe latura a două poligoane adiacente, sau în vârful comun a trei sau mai multe poligoane. Această acoperire a planului cu triunghiuri echilaterale se mai numește și 3-3-3-3-3, cu pătrate 4-4-4-4 sau cu hexagoane 6-6-6. O să înțelegeți imediat de unde sunt aceste denumiri. Și acum, dacă vorbim de mai multe tipuri de poligoane regulate, pentru că și pe aceste imagini
aveți doar poligoane regulate, dar nu este un singur tip, se numește teselare semiregulată. Deci avem două sau chiar mai multe tipuri de poligoane regulate. Avem în total 8 tipuri de teselare semiregulată. Observați, și aici apar niște combinații de numere. O să înțelegem imediat ce înseamnă aceste denumiri. Să începem cu teselarea 488. Teselarea 488 înseamnă că fixăm un vârf oarecare și în acest vârf ne uităm câte laturi au poligoanele care sunt alăturate. De exemplu, avem un pătrat care are 4 laturi, avem un octogon care are 8 laturi și avem un alt octogon care are tot 8 laturi. De aici vine denumirea de 488. Numerele se scriu în ordine crescătoare. Deci nu o să spunem 848, ci o să spunem de la 488 mergând jur împrejur. Aici avem teselarea 3636. Păi și aici, dacă alegem oricare vârf, să zicem ăsta de aici, observăm, avem un triunghi, deci 3 laturi, un hexagon, 6 laturi, un alt triunghi, 3 laturi și un alt hexagon, 6 laturi. Adică teselarea se numește 3636. Dar de data asta aveți o altă sarcină, să stabiliți suma măsurilor unghiurilor din jurul unui vârf. În jurul unui vârf, suma măsurii unghiurilor este 60 de grade de la triunghi, 120 de grade de la hexagon, mai avem 60 de grade de la triunghi și încă o dată 120 de grade de la hexagon. Deci în total avem 360 de grade, deci într-adevăr este acoperit tot spațiul din jurul punctului respectiv. Și să ne le întoarcem la filmuleț, la floarea teselată, aici avem imaginea și atunci să vedem dacă ați răspuns corect la întrebările pe care le-ați avut. Ce tipuri de poligoane regulate ați văzut în acest filmuleț? Păi, dacă ne uităm, avem triunghi echilateral, avem pătrat și, desigur, avem hexagon regulat. Acum să fixăm un vârf oarecare și să ne uităm ce poligoane regulate sunt în jurul acelui vârf. De exemplu, dacă ne uităm la acest vârf de aici, observăm că avem două pătrate, avem un triunghi echilateral și avem un hexagon regulat. Deci în jurul unui vârf avem triunghi echilateral, pătrat, hexagon și iarăși pătrat. Să scriem numărul de vârfuri pe care le au poligoanele regulate din jurul unui vârf. Ajungem exact la denumirea acestei treselări, 3, 4, 6, 4. Și ultima sarcina a fost să calculați suma măsurilor unghiurilor în jurul unui vârf ales la întâmplare. Dacă, de exemplu, alegem acest vârf de aici, începem, avem triunghi echilateral 60 de grade, pătratul 90 de grade, hexagonul regulat 120 de grade și iarăși pătratul care e 90 de grade. Deci obținem totalul de 360 de grade. Și avem și explicația de ce teselarea se numește 3464. Teselarea este prezentă și în natură. Se produce în mod natural, de exemplu fagul de miere sau durumul gigantului din Irlanda de Nord, în ambele observați teselare cu hexagoane regulate. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, să ne vedem la o altă
resursă. La revedere!